Salut! Asta este harta Pământului, adevărata harta a Lumii, a Pământului Mare, adică harta Universului. Luna, bineînțeles, după cum știi, aici să facem un zoom ca să înțelegi, asta este luna, de aceea avem aceeași față a Lunii toată viața noastră și a bunicilor, străbunicilor și a speciei umane care a fost resetată din 1800 ani, 1800 ani, când a fost repopulat Pământul și ca să înțelegem pe înțelesul nostru ca și ființe umane, pentru că Luna este o reflexie și nu este sferă, este un cerc, o punem pe un dreptung, cum face Google, Google Earth, Google Maps, nu ca să înțelegem cum arată contentele. Partea neagră îi pământ, adică contente, și partea albă îs oceanele cu apele. Văzând așa pe dreptung, ca să înțelegem harta, normal ar trebui să fie văzută pe un cerc. Dar prima dată mergem pe dreptun, că am arătat cercul, o să facem video mai, mai, încolo. De ce pe un cerc? Pentru că ciclul e, durează 26.000 de ani. Asta este tot universul. Și în 26.000 de ani, când vezi cercul și cum se mișcă magnetismul nordic, toate teritoriile intră în glaciațiune și altele se dezgheață. Așa se produce viața. Nu mă întreba cu cine e viața și ce experimente genetice sunt, pentru că alea sunt alte videori. Atunci, ca să color colorăm, pentru că normal, fiindcă toate pozele care le avem pe internet sunt alb negru, cum am spus, negru sunt continentele și albui apele, și atunci normal. Zona care noi o cunoaștem ca și pământul cunoscut în care se află și continentele necunoscute și interese cum este Atlantis, Atlantida și Lemuria și alte continente, asta este ceea ce noi înțelegem ca și pământul clasic, nu? Unde este cercul de gheață sau zidul de gheață cu Antarctica. Aici un este culoarea albastră închis, înseamnă că este viața posibilă și continentele de culoare verde, unde este e, temperatura posibilă din cauza magnetismului soarelui negru care intră de sub din Hiperborea. Asta este polul magnetic nord, cum îi spunem noi polul nord, care se mișcă se mișcă uh, uh, când vedem harta cum trebuie să fie văzută pe cerc, care este de universul și un cerc complet durează 26 de mii de ani. fapt este a scris aici, a scris un text în limba engleză, tot uh, cercul care este marele ciclu, marele ciclu universal, care se numește Magnetic North Motion, mișcarea nord-magnetică, durează 26 de de ani în 12 etape cele 12 zodiace, fiecare etapă durează 2166,7 ani, e aproape 2167 de ani. Nu mă întreba în ce an suntem acum, pentru că cu toată diarea care a fost făcută de-a lungul timpului și câți ani s-au pus sau au luat, habar n-am dacă suntem în anul 2024 sau 1024 sau în fine. Bun. Și atunci, ce vezi tu aici? Sunt continentele cunoscute. Africa, Europa, Asia, America de Nord, America de Sud, aici este Groenlanda și Hiperborea Polul Nord, e, Australia și, bineînțeles, Lemuria și Atlantis. Atlantis la vest de Africa, de -aici, aici sărăcie cumplită absolută și nimeni nu merge în linie dreaptă cu barca și cu vaporul, e, cu barca și cu avionul. Lemuria, care este în extremitatea, cum este aici, asta este Rusia și Japonia, unde este fric suprem și nimeni nu merge în linie dreaptă cu vaporul și cu avionul. Pentru că, no, pământul este un cu apă curbată. Și aici sunt teritoriile care sunt la sud de Sud America. e America de Sud, se presupune că au ajuns nemții cu uh, ufo UFOs, cu OZN-urile, care sunt vehicule electrice zburătoare și cu submarinile Și am în vedere că admiralul Bird trimise către primul secretar de apărare James Forrestal, care amândoi au fost luați din putere și a fost închiși în spital din nebun și au fost omor... Pardon, au fost... Piș, 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 ca și Ceaușescu și omul cu mustiață nemțesc, în operația High Jump, când au trimis flota în 1947 din Statele Unite în linie dreaptă pe ocean până în teritoriile astea, s-au întâlnit cu OZN-urile, s-au întors în și au spus că sunt nemții și după aceea s-a închis lumea în 1959 și nu este voie să mergi mai încolo de paralelul 78 sau 80, habar n-am niciodată aminte. Am în linie dreaptă. Deci nici o barcă, nici un avion nu merge în linie dreaptă. Se spun, aici asta e lumea, se merge în linie dreaptă, în linie dreaptă, în linie dreaptă, în linie dreaptă. Și oamenii numai bat din gură, bla, bla, bla știi, se numesc conspianoic. Și atunci, ce se vede după aceea în albastru deschis, sunt oceanele înghețate. Pentru că magnetismul ajunge până aici, asta e extrema, în care permite magnetismul, să nu mai fie gheață. Ce se vede aici în alb este continentul Pangea, care a fost, avem și acolo multă diaree, pentru că mi-a spus că Pangea s-a separat în continentele cunoscute. Nu, Pangea se află la vest, cum ar veni lumea noastră, și este congelat. Și zona asta, care tot, presupun că ar fi congelată, habar n-am dacă e congelată sau nu, este Mordor, adică harta care apare în famosul Lord of the Rings, stăpânul inelor, cărțile de Tolkien și filmele care au fost făcute în 2001, 2002, 2003. Da, acum poți să mă numești nebun, dar Tolkien a fost un inițiat, inițiat, foarte special și să nu crezi că a avut succes mai așa din cauza că ăsta și el ce a făcut, e -a, a luat harta de rata lumii și a făcut din harta respectivă o lume e fantezie, în stil stăpânul inelilor. Și aici este ceea ce se numește Mordor și cu muntele ăla care are ochiul ăsta, care habar nu avem până la urmă cine e acolo și ce fel de ființe sunt. Oricum, No, și aici sunt alte continente, aici sunt mai încă niște insule care nimeni nu știe, aici este Taiko, deci profund, craterele și profunditățile oceanului um, și aici este un continent conjurat care se numește Iron Land, care înseamnă pământul de fier mi o aminte de povestea americană din începutul secolului 20 care a vorbit despre Republica Efierul. Este un sistem național socialist fără cămătărie și cu justiție. Nu știu dacă asta a fost inspirația, pentru că, nu, no. E adevărat că se află la sud de pământurile care au fost declarate de către admiralul Byrd, cum că acolo sunt nemții, ultimul batalion care a plecat în 1945, 250.000 de nemți de elită cu submarinele și cu ozn care sunt, de fapt, au fost create de către nemți în 1945. 40, ani anii 40 în război. Nu, așa că atâta, aici este Atlantis, care vezi, acum suntem în... Deci asta ce vezi tu aici este lumea noastră cum este cunoscută și Atlantis cu Lemuria este viața acolo, pentru că nu sunt congeace, sunt în interiorul cercului unde se află magnetismul care intră prin Hiperborea. De aceea și aici Hiperborea, primele, primii kilometri este zona verde, pentru că intră magnetismul. Pe urmă, din cauza că e nevoie de o lungime de undă, ca să se simte efectele magnetismului, primii kilometri după kilometri inițial este frig și pe aceea începe căldura, nu? Aici și că Siberia este frică, pe aceea începe căldura, este o zonă de, se numește lungime de undă, ca și în fizică, până ce ajunge la niște extremități. Extremitatea care este Antarctica, zidul e gheață, de unde începe din nou să fie fric și totul este înghețat. Și ciclul ăsta, care durează 2166 de ani, se mișcă în 12 etape și se formează, când vezi, când vezi harta pe un cerc, se formează cercul mare, ciclul mare de 26.000 de ani. Prin urmare, Asta e foarte posibil ca să fie tot universul, pentru că universul nu este ce vezi în filme, deci tot universul a fi ăsta. Și la fiecare 2000 ceva de ani se mișcă polul magnetic nord, uh, către nord, face așa o mișcare, trebuie să vezi pe cerc chestia asta, și se congelează toate continentele Și este un moment în care uh, magnetismul intră aici în pangea și toată pangea asta, continentul ăsta mare, este verde și toată zona asta a lumii este glaciațiune, moarte, gheață. De aceea vine chestia în engleză cu Ice Age, nu? Glaciațiunea. Și cam asta este, tot de aceea vedem aceeași față a lunii. S-a și spus de hat că luna nu este solidă, nu este rocă, în 1969 n-a ajuns nimeni pe lună, misiunile Apollo și toată lumea știe că sunt false și este declarat că sunt false și pot să spui chestia asta pentru că nimeni nu te... Nimeni nu te, nimeni nu te, nimeni nu te Duce la judecată de fapt de aia nici nu se fac judecăți la, la curțile civile pentru că ai câștiga judecata dacă ai spune chestia asta nu uita că după război în 1947 nemții au plecat și au trimis flota s-au întâlnit cu nemții, s-au întors înapoi. În 1952 au vrut să trimită bombe de distrugere masivă în continentele înghețate și au venit nemții de Washingtonului în ozneurile lor. Au, au, și spus americanii că erau nemți. În 1952 le-au spus nemții nu aruncați cu bombe aici unde stăm noi și în zonele înghețate. Și atunci, în 1959, după șapte ani, Națiunile Unite s-au pus de acord ca să închidă lumea cu Tratatul Antarctica. Și nu este voie să mergi în linie dreaptă. În linie dreaptă cu vapoare și cu avioane și normal, atunci nimeni nu merge în linie dreaptă din Africa ca să ajungă în Atlantis, nimeni nu merge în linie dreaptă din Europa ca să ajungă dincolo în, în alte oceane, aici este un pământ de foc, nimeni nu merge în linie dreaptă din America de Sud, aici chiar câțiva kilometri cu vapoarele, am și cu, am și cu video cu vapoarele care merg câțiva kilometri până la primii icebergs, și atât, nimeni nu merge în linie dreaptă din Rusia, și ca să demonstrez că Pământul este un glob, nimeni nu merge în linie dreaptă din Noua Zeelandă și Australia, încolo, totul este închis. Și cam atât, sper că ți-a plăcut Universul, harta de Pământului și mi-au rămas bun până la următorul video. Și o să facem multe videoclipuri când o să am chef, că mă plictisesc. Ciao.